Pandemia de coronavirus a pus lacătul pe unitățile de învățământ, însă cursurile trebuie să se desfășoare în mediul online, după cum a decis Ministerul Educației. Am vorbit cu inspectorul școlar general Vasile Bulgărean despre situația existentă. Vis-a-vis de ce se întâmplă acum, spune o situație specială, noi suntem, să zicem, nu neapărat pregătiți, dar aproape pregătiți să răspundem cu soluții speciale. În sensul, ministerul a venit cu, am văzut și un ordin, a venit și niște, un plan de intervenție național, inspectoratul școlar a venit cu un plan de intervenție județean, dar în viziunea mea, cred că cel mai important plan de intervenție rămâne la nivel local. Astfel încât s-a luat legătura cu directorii unităților de învățământ din județul Sălaj, ei împreună cu profesorii lucrează la acest plan de intervenție local. De ce spun eu că este foarte important planul de intervenție local? Pentru că, la fel cum fiecare județ are un specific aparte, cred eu că în interiorul județului fiecare școală are un specific aparte. Și atunci, noi de la Inspectoratul Școlar am creonat niște direcții, dar punerea în practică se realizează la nivelul fiecărei unități în parte. Pentru că este o paletă foarte largă în care profesorii împreună cu elevii pot să fac aceste lecții online. Dar aș vrea să fiu de la bun început, înțeles. Aceste lecții online nu se referă la predare online, adică noțiunea noastră de-a lungul timpului ce înseamnă predare, adică să mergem cu acumulări de cunoștințe noi. Nu. Am cerut să se realizeze planuri în care să se facă mai mult consolidare pe zonă de recapitulare, astfel încât fiecare profesor cunoaște situația de la clasa la care predă. Șeful Inspectoratului Școlar a subliniat că fiecare profesor va opta pentru formula cea mai accesibilă. La nivelul județului Sălaj, circa 11.000 de elevi, reprezentând aproximativ 40% din total, nu au acces la internet sau nu dețin calculatoare, tablete ori telefoane inteligente. Fiecare director cunoaște situația vis-a-vis de școala în care își desfășoară activitatea, astfel încât nici inspectoratul, nici ministerul nu pune presiune pe o anumită, să zicem, platformă pe care să lucreze. Fiecare sunt disponibili în funcție de posibilitățile lor. Pentru că noi am avut în vedere aici atât situația socioeconomică dintr-o comunitate, dar trebuie să ținem cont și de situația socioeconomică de familie. Pentru că pot să fie, sau nu pot, sunt familii care au un număr mai mare de membri de copii care merg la școală, dar în același timp și chiar părinții pot să lucreze online. Astfel încât, și conclut cu partea asta, fiecare profesor, fiecare învățător a găsit formula cea mai accesibilă. Dar tot mesajul pe care îl trimitem noi spre unitatea de învățământ, care o considerăm ca o entitate de sine stătătoare, să-și analizeze posibilitățile, să le adapteze pentru această perioadă și în funcție de condițiile din școală și acolo să facă acest plan de care discutam la început. Ați spus că se merge pe consolidare și nici de cum pe materie suplimentară, nu pe predare. Predare de cunoștință, noi nu. De ce? De ce ați ales varianta aceasta? Nu, n-am ales-o. Nu există posibilitatea. Nu există posibilitatea să facem lucrul acesta. Pentru că, odată, aceste cursuri nu sunt acreditate din punct de vedere al RACIP. Este prima condiție care cred eu că ar trebui să primeze. Și atunci, analiza făcută la nivelul, să zicem, a județului Sălaj, este materia predată în proporție de 80%. Ore la dispoziția profesorului sunt destul de multe prin planurile noastre de învățământ. Sigur că dacă se va ajunge la concluzia că nu se poate în acest an școlar, această materie, sunt absolut convins, va fi distribuită în anii următori, exceptând, desigur, anii terminați. Deci, nu cred că există vreo clasă în care procentul de a participa la aceste lecții online să fie 100%.
din vari motive. Ori nu funcționează, este vijulie, cade netul, cade curentul. Sunt în, chiar dacă ei învață la Colegiul Național Silvania, de unde provin? Este un copil foarte bun la Colegiul Național și este din Mal. Malul, sigur că s-ar putea să, sau Tusa, sau eu știu ce localități izolate. Deci noi trebuie să ne asigurăm, trebuia să ne asigurăm că atunci când, dacă ne doream să facem acumulări de cunoștințe noi prin predări, să aibă acces toți elevii. Bulgărean s-a referit și la obligativitatea participării elevilor la aceste cursuri online. Din moment ce profesorul muncește, școala muncește pe zona asta, încercăm să facem ca toți elevii posibil să fie prezenți. Dar ce să facem cu elevii care își doresc să fie prezenți, dar ei nu pot datorită tehnicii? Nu cred că a fost, nu s-au luat nicio măsură dacă un elev n-a putut să participe. Acum să merge și pe bună înțelegere. După mine, foarte important este comunicarea în acest triunghi profesor, elev, părinte. Pentru că unii spun, dom'le, n-au făcut un orar. Cum să facem un orar de la 9 la 10 în condițiile în care de la 9 la 10 în familie sunt 3 copii și 2 părinți care trebuie să acceseze tehnica? De aceea, cred eu, că la fel au procedat cum am transmis și directorii, au lăsat o larghețe profesorilor, învățătorilor, prin modul în care se pot întâlni online. Știți cumva procentual din numărul total de elevi din județ cam câți nu au acces la dispozitive conectate la internet? Deci, după analizele noastre, spunem 60% au posibilități.